Dosarul concesionării aeroportului se află pe ultima sută de metri, cel puțin așa au asigurat-o reprezentanții procuraturii pe șefa statului în cadrul ședinței Consiliului Superior de Securitate. În ceea ce privește scumpirea carburanților, Maia Sandu susține că de vină sunt companiile petroliere și neimplicarea autorităților. Soluția, spune președinte, ar fi plafonarea prețurilor, însă acest lucru se poate face doar prin modificarea legii. Ședința de astăzi nu a trecut însă fără incidente. Sergiu Sârbu nu a fost lăsat să participe. Deputatul a acuzat-o pe Sandu de abuz și de încălcarea legii. Subiectul principal de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Suprem de Securitate, afirmă Maia Sandu, a fost concesionarea aeroportului internațional Chișinău. Discuțiile au fost purtate cu reprezentanți ai mai multor instituții vizate în acest caz, care și-au prezentat rapoartele. Chiar și așa, președinta a evitat să ofere multe detalii, însă a precizat că procuratura i-a dat asigurări că este la etapa finală. Sper eu în scurt timp va merge în instanța de judecată cu dosarul pe această tranzacție de concesionare a aeroportului Chișinău. La fel, Sandu susține că a cerut Agenției Proprietății Publice să facă o cerere de urgentare a examinării acestei cauze. De asemenea, la guvern, mai spune președinta, va fi inițiată o anchetă despre modul în care instituția a monitorizat implementarea planului de investiții din 2014 până în 2019. În acea perioadă, sau din acea perioadă, din 2014 până în 2019, nu prea există la APP rapoarte de monitorizare a investițiilor. Și există o bănuială că nu s-a dorit să se urmărească, să se monitorizeze modul în care compania care deține contractul de concesionare își îndeplinește obligațiunile investiționale. Un alt subiect pus în discuție a fost creșterea consecutivă a prețurilor la carburanți. Șefa statului susține că aceasta este o acțiune pusă la punct de către companiile petroliere și lipsa de acțiune din partea instituțiilor statului, în special în perioada februarie-iunie anul trecut, atunci când pe piața internațională prețurile au scăzut foarte mult. În acest sens, la raport au fost chemați reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie și ai Consiliului Concurenței. Soluția, afirmă Sandu, este revenirea la plafonarea prețurilor. Evident, pentru asta e nevoie să se schimbe legea. Sper să se găsească 51 de deputați în Parlament care să-și facă timp pentru asta. Ședința de astăzi a Consiliului Suprem de Securitate a fost marcată de un incident. Deputatul Platformei pentru Moldova, Sergiu Sârbu, s-a plâns că nu a fost lăsat să participe la întrunire. Asta deși este membru din oficiu, el fiind președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate și Ordinea Publică. Președinta a invocat conflictul de interese și asta pentru că acesta ar face parte dintr-un grup parlamentar, membrii căruia sunt implicați direct în luarea aeroportului în concesionare, a mai declarat Sandu. De partea cealaltă, deputatul a organizat o conferință de presă în care a acuzat-o de abuz în serviciu. Președintele Maia Sandu încalcă deliberat nu doar Constituția, dar și toate regulile și legile elementare. Aceasta a fost cea de-a doua ședință a Consiliului Suprem de Securitate de la investirea Maiei Sandu în funcția de președintă. Șefa statului a modificat lista membrilor care sunt în drept să participe la ședințe.